Valeria. Chioane! Ai înghețat de tot, veanule. Vânătorii ai văzut? N-au venit pe aici. Năluci. Tot îți mai place să te scalzi, eh? Dă-mi e cămașa ta, Ioane. Ce să faci cu ea? Ia zi. Așa, să umblu cu ea prin lume. Să-mi poartă noroc. Ia-o, mă, umblă cu ea. Vai de norocul tău. Aici erai tu, mamă. Să mi-l plătiți cu jântiță. Cu caș, cu zăr. Bine v-am găsit. Să rămână, Nana Maria. Ce face, Ana? Să rămână. Îi dau. Îi dau și brânză, îi dau și caș. Oh, numai să mi-l lăsați o săptămână, să mă ajute la mulți oilor. S-o trimis și eu pe Ana, la cucuruz, că brânza fără mămăligă n-are niciun Dumnezeu. Tot muierile, săracele. Aici ai dormit. Vrei să mă bagi în sperieți? Ce e bun? Umblu după tine. Vezi să nu te obosești prea tare. Lasă-l! Lasă-l să se obosească, mătușe! Numai așa o să-l învățăm să trăiască iară printre noi. Veanu! Da, tata. Băiete, să ai grijă de bunica ta. Ea e femeie în vârstă. Și pe acolo pune să o umblați și să te întâlnești cu toți frații tăi, spune-le că îi doresc sănătate. Și că mi-e dor bine. Rămâi cu mine. Să te întorci sănătos. Să rămân. Drum bun, mama. Drum bun, mama. Las că-ți spune. Cu bine. Cu bine. Thank you.
unde stăpâne? La mare? La mare. O, ți-am spus eu ție, veanule, că nu ni se arată cu drumul ăsta. Du-ne la Lucreția, la Brateu. Bine, mătușă, fie pe voia dumneavoastră. Dacă mai întâlnesc și o oră, două acolo, nu o moare nimeni. Cine să mai moară? Nimeni. Așa merge. Și cum de s-a putut totuși întâmpla una ca asta, nepoate? Tare mi-a fost sete. Ce-o fi venit lutibii ăsta să caute prin morminte de păgâni? Nu-s păgâni bună, nu-s păgâni. Sunt români, moșii noștri. Vine ploaia, tare mădoroasă. Ploile de vară, Cusca. Ploile de vară vin și trec, ca tinerețea. Numai să vină curate, să nu ne prăpădească hotarele. Bunico! Petre! Bunico! Ce faceți? Nu-mi dați și mie un telefon. Nu-mi spuneți nimic, veanule. Bine te-am găsit. Dar ele unde sunt? Îmi pare rău, sunt la mare. Oh, și ele. Veanule, am fost plecat. În străinătate. Știu. N-am putut veni. N-ai nimic. Toți fug de mine. Hai. Toată lumea vrea la mare. Au trecut pe aici. Le-au convins și au plecat cu toți la accent. La accent. Nu mai recunosc nimic. Cu ani în urmă, când am trecut pe aici, nu erau mama atât de acasă, noi și mari. O să mai vezi și alte la mama. Unde m-ai adus, veanule? La mare. Asta nu e mare, tu. E aer. Da, e mare bună. Mare, apă, cât vezi cu ochii. Când eram mici, ne spuneai că mare e sufletul pământului. Numai că sufletul nu se vede. Cum poți tu să-mi arăți mie sufletul cu teștul? Oamenii unde stau, mama? Că doar nu-s pește să stea în apă. Uite, în casele astea. Astea nu sunt case. Sunt palate. Accente! Accente! Borcea! Bine te-am găsit, Accente! Veanule, n-am putut veni. Iartă-mă, n-am putut. Bunică, dumneata ești într-adevăr? Toți fugiți de mine. Și toți vă trageți către mare. Ca și cum vi s-ar fi urât pe pământ. De ce ești așa supărată, bunică? Pe dumnealui sunt supărată. De ce? Pentru că nu-i dă drumul lui Accente să vină acasă decât dacă îl lăsăm în schimb pe Deanu. Dar voi nu înțelegeți că eu nu mă pot târgui pentru sufletele voastre. Eu... Dar m-am spus că mă târguiesc. Dar ți-am spus și instit. De unul dintre ei, doi am nevoie neapărat. Accente să vină acasă. Iar pe Deanu nu vi-l las. Nu vi-l dau așa să știți. Lasă, mamă bună, liniștește-te. Te rog. Lasă. Hai mai bine să mergem la mare, că doar la ea ți-a fost gând. Nu la ea. La voi. Ai dreptate, mătușică. Nepoții sunt mai importanți decât toate mările de pe lume. Hai,
Ia mașina și duceți-vă, că la întoarcere sunteți mulți. Cu tot satul al vostru zăpadie. Uitați, aici o plajă mai ferită. O știu de mult. De fapt, eu am descoperit-o. Ai noștri stau la hotel, dar ziua vin aici, la plajă. Iar seara mai trecă la mine. O saramură? Mai stăm de vorbă. Noi și ai noștri. Copii, uitați-vă cine a venit! Unde e marea aia? Uite. Asta nu e mare. E lumină. Nu văd. Cum nu vezi? Nu văd. Uite. Dar ai noștri unde sunt? Las, pot să vă vad acum. Aici, ești bună. Ești pe mine, nu mă cunosc. Uite, asta e Ioana. Ăsta mic este lui Pătru, ia vreo cu acest să te vadă bună. Ăsta este al lui Vasile, spune-mă cum te cheamă. Nu vrei să-i spune bunica cum te cheamă? Cu acest să te vadă bunica de la Zapadia. Ia uite că mare te-ai făcut. Asta e Ana mea, bunică. Să rămâne pe mine, nu mă știi? Și ăsta e al meu. Ține și noi la vârsta ei. Octavian îl cheamă. Acum ne-am adunat cu toți. Parcă am fi la noi, Peternal. V-am uitat. Nu vă mai știu. Măi, să vii cu trenul din Ardeal până aici. Ce curaj la ea! Să vii cu căldura. Să rămână, bunică! Bine ai venit! Tu cine ești? Sunt Mina, bunică. Nu te mai știu. Sunt Mina, bunică, cum nu mă recunoști? Sunt Nina lui Grigore, bunică. Ce-i cu tine, Nina? Cu ce ai supărat-o pe bunică? Nu știu. Mai stați, aveți răbdare, mergem cu toți la hotel. Nu mai plânge. Ștergeți lacrimile. Că nu-i fiu maica precisă să te ierți de tine de păcat. Copii, hai să o lăsăm pe bunica să se odihnească. Bunico, vrei să vezi marea? Să o văd. Merge. Aprigă a fost femeia asta. Uite că a ajuns până aici. Ai văzut? Toată viața a vrut să ne aibă pe lângă ea. Și uite că a reușit. Nu vrei să scoți brobada? E cald. Haideți. O fi și ea obosită să poată ca drum. Ți-e bine? Mă duc să fac o baie. Vezi, tu, măi, omule, ți-am spus eu ție că am să ajung odată la mare, cu tine, dar marea asta e apă, parcă e și lumină, dar parcă nu e adevărată, nu e apă. O pas cu oile, o miros ca pe flori, fluturi cu aripi de păsări.